Okay. 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 About the game, if you like. About the game, it's two half totally different. Sunt două jumătăți totalmente diferite. First half, I enjoyed too much the game. Prima repriză n-a făcut un deosebit. It was very good, everybody was inside the game, concentrate, focus. Toată lumea era conectată la joc. Only the things that we miss in front, only this, but it was good game, good first half, very good, I enjoyed it. Doar câteva ocazii pe care nu am reușit să le fructificăm, dar în rest a fost o primă repriză foarte bună în toată formația noastră, la entuziasm. And in second half, I think, I don't know what's happened, they put another t-shirt. It was shame, very shame. În repriza secundă nu reușim să înțelegem ceea ce s-a întâmplat, pe ca și cum și-ar fi schimbat tricoul. Rușinoasă, în vedere. All player was very bad, all. Toți jucătorii au jucat dezastruos. Very bad. I think it's from tiredness, they was tired a little bit from the game of Wednesday. Consider că poate principalul motiv pentru jocul mai puțin reușit e oboseala. But we must improve when we are tired to play more simple. Dar trebuie să înțeleagă și să învețe că atunci când sunt obosit, jocul ar trebui să fie mai simplu. And today we make the contrary. We take the ball and we won't dribble. Each one won't dribble and lose the ball. Iar astăzi au procedat într-o manieră greșită. For the player who enter, I'm very disappointed also. For Claudio, Arteni, Roman. Pentru cele trei schimbări pe care le-am efectuat, consideră că nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. We don't give power for the team because team was bad in bad moment and I put new player to increase the team and they make contrary. It was more bad than the other. Aceste schimbări nu au avut efectul scontat și anume de a ridica moralul echipei și de a da un push echipei, ci din potrivă au jucat mai rău decât ceilalți. And I will work on it next week about it. Și vom lua decizii și vom încerca să îmbunătățim acest aspect ca să putem modifica. În ce măsură se va schimba fața echipei când toți jucătorii de des la antrenamente vor fi legitimați astăzi? Adică am avut 14 jucători. No, I'm good with the team. I think have quality. Consider că echipa are un nivel calitativ destul de ridicat. I make some changing also from Wednesday. I want to put everybody in the team. Îmi dorește ca toată lumea să revină cât mai repede la echipă și va să facă niște schimbări în acest sens. And we have good players that they can play today, like Lungu, like Riyad, player that I let to recover. Avem jucători buni ca Lungu, Riyad, Mateciuc, cei care sunt accidentați sau pe care mi s-ar prefera să-i lasă să se chinească. But I think when everybody will come, it should be good. Dar consider că în momentul în care lotul va fi complet, vom arăta foarte bine. Mi s-a părut publicul și cel mai primul fantastic. Good, good, I like. It was have public. It was good for the first game. A fost bine pentru primul meci, dar am un public atât de numeros. And I like in second half when we was in bad moment, cheered. Yes. Și apreciat foarte tare că în repriza secundă, în momentul în care moralul nostru era scăzut, fanii au încurajat. Yes, until the end. It was good. Până la final. A apreciat acest. Do you like the goal by Fares? Yes, good goal. By left, yes, good goal. But today I'm disappointed. It's victory, but I'm disappointed. I like to be that it's perfect, my team. And today it was not the case. Întrebarea a fost dacă ai făcut golul lui Fares, iar răspunsul a fost că da, a fost un gol frumos, spectaculos, însă e puțin dezamăgit pentru că jocul nu e cel pe care el îl dorește. Faceți conferință înainte de următorul meci? Întrebăm despre următorul meci sau... Mm,
Okay. Next week. Deci o să faceți, nu? Păi să faceți. Ah, okay. Yes, I think yes. Also for today, he can play. I think he was maybe 60-70%, but I prefer to not take risk with him. Întrebarea a fost dacă se consideră că lungul va fi astăzi o următoarea partidă. Chiar și în această partidă ar fi putut să se evolueze, însă la o capacitate de 60-70% din potențialul lui. Iar mister a considerat că nu e oportun să riște și să aștepte până la momentul în care va putea să evolueze la capacitate de suferință. Sunteți îngrijorați pentru datoriile astea? Ați pierdut litigiile la FRF? Nu, ne așteptam la ce putem să se întâmple și mai vedem cum vom respecta deciziile afanului. Mai fi o săptămână și de punctat. Cu siguranță nu vom permite ca să se întâmple. Au mai existat litigii, le-am soluționat în momentul în care termenul de plată era scadat.